Am venit. În sfârșit a venit, uitați-l. Noul meu scaun pentru birou. Trebuie să scrie și undeva, uite aici, Inața Cobra, Black and Blue. Ce scrie aici? Ia, vrei să focusezi. Hardware. Key. Nu știu, ceva inside. Și o funie roșie. Hai să tragem. Ceva iasă când trag de aia. În fine. După ce o să desfac cutia, o să văd. Aici acte. Hai, văd ăstea ce sunt cu ele. Cam așa arată cutia. O cutie normală. Stai să o focusăm. Focusez manual să nu mai fie zgomotul. Asta e cutia. Cutie normală. Hai să vedem ce e înăuntru, nu? E ok. E chiar foarte ok pentru banii lui, zic. Deci, ca și idee, ăsta e scaunul. Ce să zic? Mai multe deocamdată nu pot să zic despre el, nu pot să fac un review sau ceva anume, doar așa, la prima vedere, la prima ședere pe el. E relaxant, e foarte bună perna asta din spate. Chiar te face să stai mai drept. Până acum n-am avut niciun scaun de genul. Pe ăsta l-am cumpărat din banii mei, deci nicio sponsorizare, nimic de genul. Și sper să fie ok, sper să fie bun și să urmeze pe canal și un review despre cum se comportă, dacă scârțâie, dacă e deranjant, dacă e confortabil. Dacă nu, și pe următoarele live-uri mă puteți întreba și eu o să vă răspund. Ca și de ăsta a fost tot video și vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.